Elevii liceului cu program sportiv Botoșani nu se dezmint și la orice competiție din țară ar participa, se clasează pe primele poziții și obțin cele mai strălucitoare medalii, așa cum s-a întâmplat și la finele săptămânii trecute, când atleții botoșăneni au urcat din nou pe podium în cadrul unui campionat național de alergare montană ce a avut loc la Slănic Prahova. S-a obținut locul întâi, Butnariu Alina, locul al doilea, Viziteu Loredana, și locul al treilea, Murariu Liviu. Sportivii de mai sus au obținut calificarea pentru campionatul balcanic și european de alergare montană. În plus, la campionatul național de semi-maraton pentru juniori, juniori 1, echipa de fete și echipa de băieți, cea de fete a obținut locul 1 și aur, echipa de băieți locul 3, bronz. La tineret, echipa de fete locul 2, argint. Și nici sportivii de la secția de lupte nu s-au lăsat mai prejos. Ei au obținut nenumărate medalii la campionatul național de lupte greco-romane. În perioada 12-15 mai, campionatul național școlar de lupte greco-romane, etapa finală Suceava, și aici s-au obținut mai multe medalii de bronz, aur, argint, de către aceiași elevi ai liceului cu program sportiv. În clasamentul general pe cluburi, LPS Botoșani a obținut locul întâi.